de vară, dar o zi frumoasă și importantă și pentru noi. Importantă fiindcă avem o carte importantă astăzi lansată. O carte apărută la editura Rao, așa cum știți, asta știți toți. Dacă e reprezentant, este prezent aici, director general Ovidiu Enculescu. Mulțumim, domnule director, ca de obicei, în turneul dumneavoastră a promova cărțile, nu ne-a ocolit nici pe noi și suntem onorați de prezența noastră și a invitațiilor dumneavoastră. Cartea, o știți, se numește Ferește-mă, Doamne, de pietre. Autor, Larry Watts, bine ați venit la Brașov, bine ați venit la Librăria Ștefan Tabianici. Suntem onorați de prezența noastră. Povesteam mai devreme că încă din februarie știam de apariția acestei cărți și brașovenii vă așteptam. Suntem convinși că o să vă facă plăcere la noi, lumea care vă căutați și care a venit cu drag să vă cunoască și o să mai reveniți la noi. Alături de domnilor lor, profesor universitar doctor Mihai de Tegan, bine ați revenit la Librăria Ștefan Octavian Iosif, domnia ta m-a fost prezent la noi. Pentru început, de la manager, Ovidiu Enculescu. Doamnelor și domnilor, bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră comună a prietenilor de la Lilisa, familie Uniță și a noastră, celor de la Rao, de a vă întâlni cu, într-adevăr, o carte deosebită, o carte eveniment. Noi am numit încă din prima secundă această apariție acestei cărți ca eveniment, evenimentul editorial anului 2011 pentru Rao și sper că nu numai pentru Rao. Mă bucur că după 18 ani de Rao și după câteva mii de volume publicate, sunt în continuare aici alături de prietenul meu, Virgil Oniță, cu care am început să colaborez încă de la începuturi, de când. În toată pleiada asta de mii de titluri foarte variate, dar alcătuind împreună un caleidoscop, zic eu, coerent, un loc aparte și-au ocupat cărțile de istorie. Atât cărțile de istorie universală, cât și cărțile de istorie românească. La număr, probabil câteva sute și ele, alcătuind probabil unul dintre cele mai consistente portofolii editoriale în materie de literatură, istorie, istorică și cred că numele mari pe care le conține acest portofoliu, numele mari de autori, mă îndreptățește să afirm acest lucru. Din toamna trecută, când am primit pentru prima oară, prin intermediul unui prieten comun, un prim exemplar al acestei lucrări pe care o lansăm astăzi în limba engleză, mi-am promis mie că voi face orice ca această carte să apară la noi. Iată că dorința mi s-a îndeplinit, iar acum, după două lansări la București, o lansare la Chișinău, cu semnificația de rigoare, o lansare la Iași și ieri o lansare la Cluj, cercul se închide pentru moment la Brașov. Fiecare popas pe care l-am făcut
are anumite semnificații foarte, foarte clare și pentru cei care vor citi această carte cu atenție, întreg acest traseu le va apărea foarte, foarte clar și îndreptățit. Însă eu nu o să vorbesc despre carte, nu o să vorbesc despre conținutul ei, sunt alții mult mai îndreptățiți și mai potriviți să spună părerea și cred că, de exemplu, profesorul Mihai Retegan, care ne-a fost alături de la bun început în acest demers de promovare, cu siguranță o să vă spună mai multe lucruri și mai interesante decât aș putea eu, iar la final o să vă delectați, ăsta e cuvântul, cu speech-ul autorului Rao și prietenului Rao de acum, cred că pot să spun, după atâtea zile petrecute împreună, Larry Watts. Un singur lucru mai vreau să vă îndemn. Mă îndemn să citiți această carte, să citiți această carte cu maximă atenție, dacă se poate să o citiți de două ori, dacă se poate cu un creion în mână și cu niște fișe alături, chiar dacă nu sunteți specialiști, pentru că lucrurile conținute aici vin să ne lămurească pe fiecare dintre noi, toți românii, de ce suntem unde suntem, ce am pățit nu în ultimii 50 de ani, ci în ultimii probabil 150 de ani și ce s-a întâmplat în jurul nostru. Ce au făcut cei care ne-au fost în teorie aliați și cum au reacționat ei la cele ce am făcut noi în tot acest răstimp. Pentru faptul că veți acorda atenția acestei cărți, eu vă mulțumesc că mulțumesc. Vedeți, venim de coace cu trenul. O călătorie infernală, trebuie să spun. M-am tot gândit la un început al prezentării mele. Și am ajuns în final odată cu ajungerea și trenului în gară și să-l structurez. E bine, ceea ce a spus Ovidiu mi-a dat peste cap în începutul discursului și o să-i spun și eu, plecând de la proverbul înscris pe coperta cărții, o să-i spun, drag Ovidiu, exige ce-ți dorești că s-ar putea să se împlinească. Și voi continua acum. Cu sfârșitul, sigur, de la chestiunea asta, cu sfârșitul doresc lui și doresc autorului și putere și succes și toate celelalte ce țin de succes și de putere în legătură cu acest volum și mai ales cu volumul al doilea. N-am divulgat niciun secret, nu? Nu. De altfel, pentru oricine nu neapărat de specialitate, când deschide cartea și vede suma, se uită la suma și vede că volumul se oprește în 78. Ce înseamnă 78? 78 nu înseamnă mare brânză. Era evident că acest volum se duce undeva, sau vine undeva mai aproape de zilele noastre. Cât de aproape, asta rămâne ca autorul să stabilească. Sigur, fiecare dintre noi, pe baza unei experiențe personale sau a celor ce am auzit de la alții, are o anume reprezentare despre trecutul sistem politic, trecutul regim politic. Grosomod, această reprezentare se înscrie undeva de la rău-rău, mai puțin rău, binișor, bine, bine, mai puțin bine, rău-rău-rău. Deci cam asta este. Aceasta este fotografia pe care am făcut-o celor 50 de ani de situație internă, de regim intern.
În ceea ce privește cealaltă fațetă a acțiunii unui stat, și anume relațiile internaționale, activitatea acelui stat pe arena internațională, lucrurile scapă de pe acea scală pe care eu am deschis-o mai devreme. Și cunoaștem cu toții poveștile care s-au depănat în anii lui 68, că românii aveau niște tancuri teribile cu laser și care au respins tentative de invazie ale Uniunii Sovietice. Sigur, povești. Nici măcar cu un sâmbure de adevăr, căci tancurile erau sovietice, luate de la armata sovietică. Era însă cu totul și cu totul vorba de altceva, și anume de voința de a nu permite anumite lucruri. Vedeți, când am publicat tot la RAO, una dintre primele cărți ale Bibliotecii de Istorie, anume 1968 din primăvară până în toamnă, am documentat în arhivele militare, beneficiind de sprijinul pe care șeful Marelui Stat Major de la acea dată, generalul Degerat, mi l-a dat. Și am avut ocazia să primesc în copie ordinul de luptă dat trupelor române la 21 august 1968. Era atât de important încât nu fusese dactilografiat, era scris de mână și în colțul din dreapta sus scria strict secret de importanță națională. Ce spunea, în esență, ordinul respectiv? Că dacă trupe care vor depăși frontiera de stat ale României, frontierele de stat ale României, fără să le menționeze, dar nu puteau fi din Patagonia, din Grecia sau din Turcia, deci trupele române, fără a mai aștepta un alt ordin, sunt obligate, vor trebui să declanșeze ripostă de foc. Deci, acolo erau lucrurile. Bun. Sigur că m-a uimit chestiunea respectivă, pentru că până la acel moment, sau până în momentul apariției cărții lui Leo Ioț, am considerat că detensionarea care a avut loc după 24-25 anul 68 este un model de gestiune a unei crize internaționale, model pe care l-au elaborat de o parte și de alta Ceaușescu și Brăjnea. Lucrurile stau însă cu totul și cu totul altfel. Sigur, eu ca istoric care nu văzut în toate arhivele, n-am pus, exact cum zicea cineva, toate ouăle într-un singur coș. Am mai păstrat ouă, am mai păstrat coșul și totdeauna mi-am lăsat niște portițe, indicând în finalul acelui volum eventuale direcții de cercetare, care acum însă sunt foarte bine precizate de cartea domnului Lei Ioț, și ele privesc natura relațiilor dintre, nu doar dintre România și Uniunea Sovietică, ci dintre România și restul pactului de la Varșovia. Lucrurile n-au fost simple. Dumneavoastră probabil că știți mai puțin, unii știu mai mult cum au evoluat aceste relații și care sunt descrise una, vedeți, ca istoric. Una este ca eu să descriu un eveniment în care actorul principal a fost România pe baza documentelor de arhivă românești. Pot avea sau nu pot avea credibilitate. Atunci însă când intervine cineva din afara cercului de istorici români și mai ales vine cu documente la care el a avut acces, și aici este unul din meritele autorului și ale cărții respective, și merge pe ideile care au fost menționate, care sunt conținute în documentele românești, da, toată chestiunea capătă credibilitate. Păi, dacă vedem cum anume s-a desfășurat războiul, între ghilimele, pe care Brâlădeanu, de pildă, om inițial din tabăra moscovită, dar care pe urmă a știut să părăsească tabăra respectivă. Deci acest război pe care economistul Brâlădeanu l-a dus la Caer, respingând toate pretențiile Rusiei de a planifica economia românească și ce anume să producă economia românească, Brâlădeanu spunea, planificarea și specializarea economică sunt atribute ale independenței și ale suveranității. Noi nu putem accepta cedarea lor. Iar când lucrurile respective sunt dublate de informații parvenite din alte surse,
și nu puține lucruri capătă cu atât mai mare greutate. Baza informației acestei cărți rezidă în arhivele serviciilor speciale și ale diplomației. Dar nu serviciile, nu doar serviciile speciale ale Americii, să zicem, ale Statelor Unite sau Marii Britanii, care aveau antene în partea cealaltă. Și nu doar serviciile speciale ale Uniunii Sovietice, ci serviciile speciale ale tuturor, sau ale toate tuturor țărilor din blocul sovietic. Aceasta este o materie primă extrem de... știți cum e, ca și cum ai ține un cărbun încins în mâini. Trebuie să-l mai arunci, să-l mai prinzi, este un material inflamant, inflamabil și inflamant. Și autorul a știut ce să facă. Vedeți? Noi nu suntem puși în fața unui fragment dintr-un document. Autorul ceea ce face cu aceste documente, întâi de toate pornește și face critica lor. Nu e de bună ce spune un document. Poți fi indus în eroare de un document. Atunci însă când sunt 4, 5, 6 documente care converg către această concluzie, este evident că avem de-a face un adevăr. Și uitați, de pildă, paralel 1971. Știm ce a fost în vara 1971. A fost un congres care s-a numit al ideologiei și al educației. Congresul culturii și educației. Și din acel moment anumite lucruri în tărâmul ideologiei și propagandei au căpătat o consistență mult mai mare, abandonându-se ușor, ușor, nu total, anumite chestiuni de liberalizare de la mijlocul anilor 60. Și atât. De fapt, ce anume a determinat acele reacții? Tovarășul Brejnev spune în vara 1971: Ceaușescu a mers prea departe. Conduce lupta împotriva noastră și constituie principalul obstacol în calea liniei noastre. Noi am avut răbdare în privința comportamentului României. Trebuie să încercăm să exercităm influență asupra, atenție, evoluțiilor din interiorul țării. Gherec, polonez. Nu pot să cred că nu putem exercita influență asupra activului Partidului Comunist Român. Măcar acum să identificăm persoanele din România pe care ne vom putea baza în viitor. Lucrurile sunt extrem de dure. N-a fost o simplă joacă, un simplu toast, un simplu discurs la inaugurarea unui obiectiv industrial. Au fost presiuni extrem de dure. Se bazau ei pe ceva, când spuneau acestea, și Brejnev, și Gherec, și Kadar mai înainte, și Husac. Da, se bazau. Uitați pe ce se bazau. Ceaușescu e un trădător care nu dă nici doi bani pe socialism sau pe prietenia cu Uniunea Sovietică. Noi, cei din organele de securitate, începem să realizăm că trebuie îndepărtat. Spunea un ofițer din direcția Securității Statului către un coleg de-al său din KGB în primăvara anului 1973. Deci existau cozi de topor și nu puține, și nu la munca câmpului, nu oameni de serviciu pe nu știu unde, ci în Securitatea Statului, în acel organ care teoretic trebuia să constituie principalul razem al respingerii unor tentative de subminare a puterii de stat. Sigur, nici autorul și nici eu nu căutăm să albim securitatea, că a fost numai bună. N-a fost numai bună, a fost și bună. Între atributele acestea s-au înscris și știm foarte bine controlul asupra populației. Mai știm acest lucru. Au fost însă și departamente care au avut altceva de făcut. Și mă refer la acel departament anti-KGB, pe care probabil Larry Watts o să-l focalizeze mai bine în volumul al doilea, asta sigur, și în măsura în care documentele îi vor permite. Spuneam și Ovidiu și spunea și cineva pe un blog al unui persoan al cărui nume nu are niciun rost să-l pomenesc aici, că această carte trebuie citită de către toți românii și trebuie citită cu creionul în mână. Într-adevăr, așa este.
pentru că de aici aflăm ceea ce anume a determinat poziția în anumite momente ai lui Ceaușescu, de prin 1978, propunerea de listare a economiei românești la bursa new-yorkeză, felul în care, mai ales motivele pentru care ea a fost respinsă. Vom vedea care a fost atitudinea României față de evoluțiile de criză din Polonia și cum au înțeles polonezii să să răspundă la această atitudine a României. Este un volum care, spun încă o dată, trebuie citit și mai ales și mai mult decât atât, trebuie ca volumul respectiv să pătrundă în cât mai multe librării și în cât mai multe biblioteci private sau de stat. Eu vă mulțumesc și cedez microfonul lui Levi Ionț și sper că după aceea vor fi și oarece întrebări din partea dumneavoastră. Mă bucur să fie aici. Am fost prima dată în România în 1981 în Transilvania și după asta am stat în Transilvania pentru un an de zile între 82 și 83. Și pentru mine asta este un fel de așa, casă primă în România pentru mine. Și chiar soția mea este transilvanian, dar din Bistrița. Am scris cartea aceasta pentru audiența americană, de fapt, și lucru foarte mult că a fost recepționat așa de bine în România. Chestia pentru mine a fost să arată americanii, chiar americanii în Washington, a avut o țintă majoră și specială, ce a fost, de fapt, starea reală de relație înăuntru partea Varsovia și cât de departe a fost percepția americană. Și de ce a fost îndepărtare de la realitate și percepție. Și pe problema aceasta am avut niște considerații cu abordare care am încercat să țină linie, să omoresc numai pe niște punctele din cauza niște probleme care am întâlnit când am intrat în problematică românească în 1978. Primul a fost că orice, de fapt, profesor Repegan a menționat asta deja, când am intrat în problema aceasta, am văzut că dacă a pus orice fel de informații care a dat, a pus România într-o ispostază pozitivă, ceva care a fost din punct de vedere americanii, ceva care a fost făcut bun sau niște declarații care noi am considerat bun, de obicei legat cu ciocnire între România și Uniunea Sovietică asupra niște punctele de politică externă sau politică de securitate în care noi am avut aceeași părere ca România. Fiecare dată când asta s-a apărut, a fost o cur de voci care a fost ridicat în Statele Unite printre specialiști analiști pe zona aceasta, Europa de Est, că n-a fost chiar așa. Că n-a fost exact așa, că de fapt n-a fost o mare deosebire între ce România a făcut și polonezii și maghiare și alții au făcut. Și am constatat, am înregistrat asta atunci, dar specialitatea mea a fost în principiu pe linie sovietic și din cauza aceasta n-am avut un cal în cursă și n-a fost nevoie să intre mai departe. Mai târziu, când am chiar înainte de cartea aceasta, am constatat că de fapt acesta a fost un fel de program. Fiecare dată, când orice, chiar niște informații care, de exemplu, eu sau alții a avut o sursă, o confirmare, o altă confirmare, chiar un document, chiar o armă care a avut încă niște fumă, a fost aceeași cor de voce. Și dacă aveți experiență cu comportamentul bureaucratic, și mi se pare că noi toți avem asta, știți că dacă informația este contestată sau este un controversă despre ceva, cineva care nu este implicat direct vor feri problema aceasta din cauza ei nu știu exact. Și dacă ei vor intra, foarte des este o situație în care e ajuns la o luptă cu arme, cu un cuțit. Și ei sunt arși și plec din și feri din asta în viitor. Din cauza aceasta am înțeles că orice informație din România, chiar cel mai bun fundamentat, a fost imediat contestat și credibilitatea a fost atacat. Numai din cauza a fost român. Și din cauza aceasta am mers cu acest
abordare în care am folosit cel mai mult, mi se pare că este cam 20 documente din România folosite în cartea aceasta de 800 de pagini. Cel mai mult sunt din Pactul Varsovia, celalți membri din Pactul de la Varsovia și nu asta română. Să arată ce a fost percepția lor și ce a fost acțiunea care ei a luat. Și la aceeași timp este o grămadă de documente din Statele Unite, din CIA, din Casa Albă, din Departamentul de Stat, să controlează ce a fost percepția americană la aceeași timp și a fost mai multe ori în care am avut o posibilitate din cauza documentele care au fost desecretizat după 89 din Pactul Varsovia, să arată și percepția americană și pe aceeași zi chiar ce a fost realitate înăuntru Pactul Varsovia, înăuntru întâlnirea aceasta. Arată în cam ceva cam 180 de grade din ce noi am primit în Statele Unite. Și aici am avut un mare beneficiu din cauza am abordat cartea care a fost scos într-un timp record, într-un stil minunat de către Rao și redactorul șef aici. Și am avut posibilitatea să folosesc grămadă de documentele care s-au apărut prin Galt Institut, documentele astea din Stasi. Și aici a fost ceva foarte așa normal acum, eu înțeleg asta acum. Atunci n-am fost așa de introdus în materiu, dar Uniunea Sovietică, media așa, la sfârșitul, așa, 88 chiar, dar în 89-91, ei au avut un program să merg prin toate arhivele din fost blocul sovietic și să iau toate documentele care au avut legătură cu securitatea sovietică, care fost cam toți. Orice legat cu acțiune și operațiune de la Europa de Est, dar în special asta care a fost legat și cu operațiune împotriva României. Dar, din cauza faptul că edificiul de stat și partid în Germania de Est a prăbușit așa de repede, a fost o grămadă de documente care chiar au fost aruncat prin geam și o grămadă care a fost furat de noi și de alții americani și o grămadă care a fost cumpărat. Mi se pare că asta a fost cea mai mare grămadă. Din cauza a fost vândut și de la postul ofițial de stase. Și noi am avut bani atunci, înainte de criză. Din afară de asta, la aceeași timp au fost două proiectele care au fost lansate, unul în Statele Unite și unul în Elveția, care au postat documentele de la fost membrii de Pactul de la Varsovia pe internet. Unul este Cold War International History Project în Washington, D.C., la Woodrow Wilson Center, și altul este Parallel Project for European Cooperation, sau pentru for European Security. A fost, inițial a fost Parallel Project pentru NATO și Pactul Varsovia. Asta este în Elveția, în Zurich. Cu asta, oamenii acum poate să merg la internet și să găsesc documentele, sute, chiar mii de documentele de la Cehoslovacie, de la Polonia, de la Bulgaria, de la toate țările din zonă, chiar niște documente din Uniunea Sovietică, care sunt cel mai dur să atinge. Dar și noi am niște aceste colecții de la Vasile Metrokin, care a fost arhivist la KGB, care a plecat cu o grămadă de documente și a fost publicat la începutul, la sfârșitul anii 90 în Londra. Și din afară de asta a fost un proiect lansat cam la aceeași timp din partea CIA în Statele Unite, informație centrală în Statele Unite, în care toate documentele declasificate și ei bag pe internet. Așa, am încercat să fac o cercetare aici, o analiză bazată pe cercetare în care oameni care sunt interesați, specialiști, dar nu numai, ei pot să urmăresc aceiași drum, să ajungă la aceiași documentele. Și ei pot să facă o judecare cu asta. În special de cauza grămadă de documentele a fost tradus, dar poate să ajungă la și documentele și în limba lor original, limba maghiară, bulgară, cec, slovac, etc. De fapt, în serviciul aceeași cel, am făcut un website să concentrez documentele care aparțin României în special, din cauza trebuie să caute prin acest documentele, în special din cauza România a fost, cum se spune, nu știu exact procesul încă, dar se pare că a fost pus într-un plan secundar total. Din cauza după războiul rece, oamenii care au lansat aceste proiectele care sunt minunate, de fapt, numai din cauza acest munci din alții, de fapt, cartea lui profesor Rettergang despre 68 a fost pentru mine un plan de operațiune pentru unde se caută lucrurile și cu asta am găsit o grămadă de lucruri care el n-a găsit din cauza el n-a știut despre arhive, dar el a știut ce ușă trebuie să fie bătut. Și cu toate aceasta am avut o posibilitate să
Așa, am băgat acest document legat cu România, în special pe website larryelwatts.com. Și oamenii poate să controleze acolo. Este cam 300 de documente la acum și vor fi mai mult în continuare. Și foarte recent, de fapt, din cauza acest turneu, cu Ovidiu, noi am descoperit că, de fapt, a fost încă un loc în care poate să găsesc o comoară de documente despre această abordare sovietică asupra România. Uniunea Sovietică a știut, așa, sub Gorbachev, în 88-89, ei a știut că, de fapt, Europa de Est a fost pe punct de plecare. Așa, ei a vrut să controlează în continuare, ei a avut niște oameni ca Hans Modrow, chiar Marcus Wolff, la un moment dat, pregătit să preia putere, dar la aceeași timp, ei a știut că, de fapt, în linie general, nu va fi control ca a fost înainte. Dar ei n-a făcut asta cu fostul, cu Republicii din Uniunea Sovietică din cauza n-a încăpuit încă că, de fapt, sfârșitul Uniunii Sovietică a fost foarte aproape. Și din cauza aceasta, la Republica Moldova, ei au grămadă documente sovietici, din cauza sovietici din Moscova a folosit regimul acolo pentru operațiune, să lansează operațiune împotriva României. Și acolo a fost o grămadă de lucruri care se cheamă în engleză smoking guns. Așa, dacă noi avem indicații de la acest document, de când în când noi avem ceva ca asta, în care România a fost etichetată în 71, 72, 74, 78, ca un trădător din partea Moscova și din partea celorlalți membri. Dar și noi avem documentele mai târziu despre politica asta sovietică din Moldova, care arată exact despre ce a fost vorba, ce a fost plan de contramesurile și niște lucrurile din acest punct de vedere care a fost foarte folositor. Prima dată când am luat așa. Una dintre lucrurile, pentru mine, cel mai interesant, când am abordat cartea aceasta, a fost să descoper, de fapt, cartea aceasta n-a fost celul meu original. Am lucrat pe o carte despre reforme din serviciu de informație în România post-comunist, în 2002. Și în mijlocul aceasta am constatat că dinamice care a fost, care a fost aparent prin toate zona, a mers, a lucrat în România într-un mod exact invers de celelalte țări. Și din cauza aceasta am crezut că pentru audiența americană să înțelege despre ce e vorba, a fost nevoie să merg la o perioadă mai devreme, să văd cum a fost făcut acest problemă. Mai bine. Merge? Scuze. Am încercat încă o carte despre perioadele de 89 până la 94, crezând că, de fapt, răspunsul a fost acolo. Și după cam 6 luni am descoperit că, de fapt, nici acolo, deja lucrurile a stat într-un mod. Cred că... Nu poate să... Așa, okay. Okay. Nu poate să fie... Nu poate să răspundă la întrebarea aceasta și am ajuns la cartea aceasta. Și în perioada aceasta, gândind că, de fapt, răspunsul a fost în perioada Pactul Varsovia, înainte de sfârșitul 89, ce am descoperit a fost că, de fapt, lucrurile au fost preluate de perioada anterior comunism. Că, de fapt, cel mai tare lucrurile și cel mai tare bătaie acolo n-a fost legat cu comunism deloc, a fost legat cu niște interesele care a fost din timpul empirii. Și aici, unul dintre lucrurile care mi-a șocat când am ajuns la asta, care este cunoscut în altă ipostază, dar pentru prima dată am văzut asta din acest punct de vedere, imediat după Revoluții printre Europa în 1848, în ianuarie 1849, de fapt, Friedrich Engels a scris un articol în The Neue Rheinische Zeitung care a fost coeditat de el și Karl Marx. Și acolo el a vorbit despre faptul că românii sunt un gunoi de popor care trebuie să și născut contrarevoluționar care trebuie să dispară nu numai românii, și slavii din sud, care trebuie să dispară pentru progresul Revoluției Mondiale și pentru progresul istoriei. Și asta
a fost scris de Engels într-o ziar de Engels și Marx, a intrat în fiecare lucrare și în gândire Stalin, care a comentat asupra asta în termeni care a aprobat. Se pare că Stalin mai târziu a iertat slavii din Sud din cauza rolului care a fost jucat de George Dimitrov, Boris Stepanov și alții care au venit în zona aceasta și din cauza ei a fost slab. Dar românii n-au avut asta. Și chiar în perioada de exoscină, această perioada de epurare, în anii 30, el a nominalizat popor polonez, român și german să fie epuizat din comentă. Niciun alt popor astăzi, ei a fost și a tras aceeași linie. Dar a mers chiar mai devreme, a fost ceva foarte interesant, din cauza României în exact aceeași perioadă, în locul secolul XIX, a fost văzut, chiar a fost înconjurat de trei imperii. Rusia țaristă, imperiul Habsburgice și otoman. Și toți au văzut România ca o zonă de expansiune în care România acolo a fost cel mai mare problem. Ei trebuie să fie asimilat sau disparat sau ceva. Așa, acum i-a avut o justificare ideologică pentru niște interesele imperialiste. Și ce s-a întâmplat la primul război mondial a fost că acest lucrurile a fost transformat, a fost adaptat fără cam aproape nicio schimbare în ideologia bolșevic. De exemplu, primul telegram trimis de la Belacun din Ungaria, când el a ajuns la putere acolo, la Lenin, a fost că cauza revoluțiilor a fost să preveni transferul Transilvania spre România. Așa, asta a fost primul cauză de revoluție. Și asta a fost luat și de la Lenin, din cauza faptului că românii au refuzat să devină bolșevizat în perioada în care țărănimea din România a fost cam în aceeași poziție ca țărănimea din Rusia. Dar se pare, după informațiile britanice, cel puțin în timpul acesta, se pare că faptul că a venit de la Rusia a inoculat pe România împotriva virusul acesta. Și chestia aceasta a ajuns într-o situație în care Lenin a desemnat în 1918 România ca fiind centru de contrarevoluție din Sud. Asta 50 ani, 60 ani mai târziu după Engels și Marx a spus aceeași lucru. Imediat după asta, ce a fost proiectul adoptat în Comintern? Un proiect în care nu numai că fiecare șef de partid român în perioada aceasta a venit de la afară de țară. N-a fost chestiune de etnie, a fost chestiune de cetățenie. A fost din partidul ucrain, din partidul polonez chiar, dar nu dinăuntru. Și acest oameni, la acest timp, a avocat acest politică adaptat formal de Comintern în 1924, că românii trebuie să fie tăiați și Partidul Comunist Român trebuie să lucreze, să taie Dobrogea pentru Bulgaria, Transilvania pentru Ungaria, Basarabia pentru Uniunea Sovietică și chiar a fost vorba de Banat pentru Iugoslavia. Acest politică a mers în continuare, dar acum cu acest mască, justificare de ideologie. Și chestia ce se întâmplă după 89, noi putem vedem niște interesele care mers în continuare pe aceeași fel de linie. Și a fost, tot timpul a fost niște interesele care a fost conjunctural, dar nu aceeași. De exemplu, pentru Uniunea Sovietică, interesele cu Transilvania n-a fost cine a avut asta. În special, a fost să controlează pe România cu asta. Și din cauza aceasta n-a dat asta la Ungaria, chiar dacă ei a căzut de cur mai înainte, dar a vrut să facă acest protectorat care a fost chiar considerat să fie aliniat, alipit Uniunea Sovietică în perioadă, pentru o perioadă după al doilea război mondial. Mai departe. Eu merg mult mai bine cu întrebări și răspunsă dacă cineva are întrebări. Ok, un lucru care m-a impresionat cel mai mult despre cercetare, nu despre cercetarea mea, despre lucrurile care am găsit, care n-a fost anticipat. Am fost considerat, până la cel puțin începând cu anii 80, ca un specialist în România, în Statele Unite. N-a fost un mare, a fost o gașcă destul de mică. Din cauza România, la începutul anii 80, în special după 82-83, a căzut de la primul pe listă în legătură cu americanii, pe ultimul. De fapt, a fost formal pus acolo în 89.
dar deja a fost niște probleme majore și a fost o lipsă de concentrare în zona aceasta, în special din cauza o dezinformare foarte consistentă care a ratat România ca fiind angajat în toate fel de atrocități. De exemplu, în zona aceasta a fost pomenit foarte des prin anii 80 că a fost un program de genocid și pogrom. Și chestia pentru mine, așa, a fost, acest lucru a venit foarte des de la Budapest și prin filia aceasta, dar a fost și sprijinit din Moscova și sprijinit de la alte membri din Pactul Varsovia. Ce am descoperit mai târziu, de fapt, în 1808 am fost la Radio Europa Liberă, sau între 5 și 8, și acolo, departamentul de analiză acolo, care a fost un departament destul de serios, niște oameni care au devenit șefii de informații la nivel de administrație prezidențială în Statele Unite, a trecut prin asta, a fost o echipă bună. A apărut niște rapoartele că dacă doi maghiari au întâlnit pe stradă în România, a fost interzis să vorbesc în limba maghiară. Și dacă un pacient maghiar a mers la un doctor maghiar, a fost interzis să folosesc limba și a fost nevoie sau de interpretor sau să folosesc niște semne. Și mai mult că pietrele funerare a fost stârs din numele maghiară. Și când am văzut asta, din cauza, a fost o perioadă în care am, încă am mers dus întors prin România și am plimbat prin România. Și e clar că securitatea a avut un interes despre mine atunci, din cauza prima dată în 81 și am mers fiecare an în România, pentru cel puțin câteva săptămâne, până la 88. 89 a fost singurul an în care n-am fost în România, nu din intenție, dar din cauza în 88 a fost așa de dur să chiar să stăm de vorbă cu oameni, că am renunțat și am mers mai mult pe planul de să studiez Uniunea Sovietică și dar în 89 după Revoluție am întors aproape imediat. Și când am văzut acest studii, pentru mine am plimbat prin această zonă în care i-a spus asta și n-am văzut asta, dar asta n-a fost ceva din cauza se poate nu s-a întâmplat fiecare minut, dar chiar n-am auzit despre asta. Și e clar că securitatea a avut acest interes sporit, dar la acest timp a fost o chestiune în care ei a știut unde am fost tot timpul, dar ei n-a știut unde am vrut să merg dacă n-am anunțat asta. Și aici a fost o chestiune pentru mine să merg la cimitir și pentru ei să merg acolo și să schimb pietre, pentru nu, asta n-a fost credibil. Am înțeles mult mai târziu că de ce a fost acceptat asta, din cauza normal, asta ar fi fost dat în derizoriu. Și, de fapt, oameni care au scris asta ar fi anchetat de ce i-a spus asta. Din cauza a fost real, dar nu despre România și nu despre România spre etnie maghiară. De fapt, s-a întâmplat asta prin anii 80 și, în special, între anii 85 și 89, în Bulgaria, împotriva turcii. Exact așa. Ei n-a fost permis să folosesc limba în orice fel. A fost necesar pentru ei să renunț toate îmbrăcăminte tradițional și toate lucrurile culturale, din cauza ei a vrut să spun că n-a fost nicio altă etnie în Bulgaria. A fost o politică care a fost foarte des întâlnită în Balcan. Și Grecia a avut ceva asemenea, dar România a avut o altă fel de formație și din cauza aceasta n-a abordat lucrurile cam așa. Dar chestia cel mai dur acolo, în Bulgaria, din cauza acest lucrurile a fost cunoscut în anumit cerc, dar n-a fost povestile despre atrocități și pogromuri și genocid despre România a apărut în cărți, în Statele Unite și în ziarele tot timpul, dar acest cu Bulgaria n-a apărut așa de des, a fost foarte tăcut. Și acum noi știm de la documente din Pactul Varsovia că chiar Gorbachev a dat o aprobare tacit când Zhivkov a vorbit despre faptul că el a vrut să aruncă între 250 și 500 de mii de turci din afară de țară. Și numai în 1989 el a aruncat mai mult decât 350 de mii de oameni de turci din afară de Bulgaria. Cea mai mare dezlocație de populație după al doilea război mondial. Din cauza s-a întâmplat în zonă. Și din cauza acesta a fost acest politică, campanie de dezinformare coordonată, a fost plauzibil. Și din cauza n-a fost alte sursele înăuntru României să contraziță asta, a fost clar despre ce a fost vorba. Și aici, cu cartea aceasta, am vrut să arată nu numai aceste relații înăuntru Pactul Varsovia, dar și acest răspuns în care ei a încercat să, de fapt, ei a început să coordonez
fiecare cuvânt care a făcut referință la România de la începutul anii 70. Exact după acest întâlnire, în 1971, în aceeași întâlnire, de fapt, ei au propus aceeași părere care a avut cu China, care a coordonat nu numai presa, și astăzi și radio, și televiziune, și academii de știință, și universități, fiecare carte, fiecare articol, fiecare simpoziu, ce a fost programat pentru an care vine, fiecare dată, în care adevărul a fost stabilit din cauza sursele, a fost sute. Și când ai, în orice metodologie din Occident, de analiză, dacă ai 100 de surse care spun da, și unul în colțul acesta care spun ba, asta este nebun, aici este adevărul. Și din cauza acesta a fost acest mare prăpăstie între înțelegerea Statele Unite și americane și Europa în general și ce a fost real pe grân. În sfârșit, eu vreau să spun că toate aceasta a avut o prindere din cauza un paradox care a fost foarte puternic și foarte nociv asupra înțelegerii României în timpul acesta. Se pare că regimul comunist a avut două seturi de valori și norme care a fost reciproc exclusiv. Unul a fost pentru politică externă și altul a fost pentru politică internă. Asta pentru politică externă nu a fost un program comunist. Chiar Ceaușescu și Gheorghe Dej a câștigat o grămadă de popularitate și sprijin din populație pentru asta, dar ei a preluat asta de la perioada interbelică. De fapt, a fost o politică normală pentru orice stat care nu este un superputere, care vrea să aibă o șansă pe plan internațional, un sprijin. Și sprijinul acesta a fost, de fapt, niște concepții de drept internațional clasic liberal. Astfel de egalitate, astfel de nemestecare a politică internă, astfel de suveranitate. Și asta a fost linie care a câștigat și toate admirații, de exemplu, în 78, Germania oficială, Der Spiegel, a vorbit despre politica externă strălucită a României. Prezident Carter, în aceeași an, în aprilie, a vorbit despre faptul că România a ajutat Statele Unite nu numai acum, dar și administrații care a venit înainte, așa, asta din prezident Ford, prezident Nixon, prezident Johnson și chiar prezident Kennedy. La acești timp, Anglia a spus lucrurile pe aceeași linie. Și asta a fost bazat pe o politică care n-a avut nimic să facă cu comunism. A fost o politică românească, o politică care a durat pentru... Mi se pare că, de fapt, a fost creată în perioada pre-bourgeois, de fapt. A fost ceva care a fost construit din cauza a fost nevoie din asta. Și aici a fost ceva în care popularitatea regimului din București n-a fost din cauza populației române, a fost fără învățământ sau a fost prost. Alinierea cu Statele Unite sau alinierea Statele Unite cu România și sprijinul cu România n-a fost din cauza noi am fost dus de naș sau dus în eroare din cauza această campanie strălucită de dezinformare din partea României. A fost bazat pe niște punctele foarte clare. De exemplu, lucrurile aceasta n-a fost mic. România a intrat cu o politică oficial de bază sub Gheorghe Dej de mediere. Chiar în această, așa zis, declarație de independență în aprilie 1964, a fost stabilit acolo ca o datorie sacru pentru fiecare stat, nu contează cât de mic, să intră și, în mediere tensiunile internaționale. Și după asta a spus că este nu numai angajament între noi, dar și între noi și țările capitaliste. Și singura bază care este sănătos pentru abordare relațiile internaționale este unul fără ideologie. Eu vreau să subliniez că punctul acesta a fost primul punct cu care Gorbachev s-a laudat cel mai tare, că el a scos ideologie de la relațiile internaționale. Și cu asta eu deschid pentru întrebări. Vreau să adaug foarte pe scurt ceva. Puterea înseamnă informații. Cine deține informația, deține și puterea. E bine, să nu credem că servicii de informații care 20, 50, 70, 100 de ani au avut ca țintă România, dintr-o dată vor abandona această țintă. Nu. Ele vor face ceea ce știu să facă. Să caute informația, să plaseze informația cel mai adesea nereală și să manipuleze.
Domnilor, vorbind despre informație, trebuie să ajungem și la control. Cine deține controlul, deține puterea. Și dacă ne uităm la istoria Imperiului Rus, așa cum ne propunea Larry, în ultimele 200 de ani, ce vedem? Că întâi au încercat să-și exercite controlul cu ce? Cu biserica. Aduceți-vă aminte, pravoslavnicii din Balcan trebuie apărați de gheauri. Apoi, când s-a terminat cu biserica și a venit comunismul, altceva, Cominternul. A trecut și Cominternul, a scos pactul de la Varșovia și așa mai departe. Nici această tendință, eu nu cred că îi se va pune capăt în noile împrejurări strategice. Mulțumesc și vă invit pe dumneavoastră acum să puneți întrebarea autorului. Am înțeles că urmează volumul 2, deci care continuă din 78 până când? Volumul 2 va ajunge clar până la execuția Ceaușescu în 89, dar este trimitere din cauza faptul că o grămadă de agenți care erau și KGB